Hello, 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 hello! Și bine am găsit la o nouă episodă Dead by Daylight! Astăzi ne jucăm în continuare minunatul nostru... Challenge! Serie cu challenge-uri! Ați înțeles ideea? Ok, so, astăzi să jucăm cu... Păcurile de la Teodor Andrei, care îmi zice mie așa... Să joc cu Meg, perfect, și să jucăm așa. Ia să vedem, să jucăm cu Alert. Oh my god, Alert, nici nu știu cum arată chestia aia. Care e Alertul? A, B, C, D. Ceva mai departe, am găsit Alertul, gata. Deliverance, Deliverance care, dacă nu mă înșel, ar trebui să fie parcul lui Adam. Și cred că știu și care este, sincer, nu, Tenacity era ăla. Ia să vedem, Deliverance, nu, ăsta e ceva, compadre, camarade, aici o fi, n-am idee. Ia să vedem, să vedem, Deliverance, gata, am găsit. Unbreakable. Mă mir, sincer, și acum, serios vorbind, nu că nu știu exact pe unde, gata, așa, bun, dar eram like, Unbreakable, oh my god. N-am mai jucat cu părcul ăsta de foarte mult timp, cred că o să fie interesant. Așa, și Decisive Strike. Da, hai să vedem dacă nimerim Decisive Strike-ul, că eu nu prea mă descurc cu chestia asta și știe toată lumea asta despre mine. Bun, ia să vedem. Să joc și cu hanoracul ăla curcubeu. Hai că jucăm și cu hanoracul curcubeu atunci dacă îți dorești atât de mult, Andrei. Ia să vedem noi, de hanoracul curcubeu. Uite, același hanoracul curcubeu. Rămâne și holul ăla deasupra capului meu, pentru că, hei, vrem măcar să fim văzut de chile cât mai rapid posibil. Și o să ne punem un medkit în cazul în care nu avem survivor care să ne salveze, pentru că, sincer să fiu, am văzut foarte multe cazuri nasoale și mi este foarte rău. Anyways, dragii mei, până când se încarcă meciul ăsta, vreau să vă zic o chestie super importantă, cel puțin pentru mine și cred că este foarte importantă și pentru voi. Să nu uitați să vă abonați cu clopoțel, pentru că altfel nu puteți să primiți notificări în momentul în care postez videoclipul. Deci, oricum, tot sistemul ăsta e destul de stricat, ca să-i spun așa. Mă bazez pe voi, mă bazez din tot serviciul meu pe voi, că apăsați acolo și pe butonul de subscribe cu clopoțel. Și de asemenea, dacă doriți să mai vedeți și altceva în afară de Dead by Daylight sau decât ceea ce postez în general pe canalul acesta, aveți în descriere linkul către pagina mea de Facebook unde mă găsiți live jucând PUBG Mobile. Avem tot așa acolo și o comunitate minunată și vă invit cu mare drag să faceți parte din ea. Avem o epureca care aruncă de nebună cu macetele și am văzut cum din ce direcție ar fi. Nu știu dacă o să ne viziteze pe noi personal, dar știu o chestie și mai bună. Cu bindul ăsta ar trebui să poți să scap de killer. Bine, să scap de killer. Mai mult e momentul în care mă prinde. Ok, să iei strike-ul ca să iei strike-ul, toate bune și frumoase, dar să pot să mă eliberez singură de pe cârlii. Cu șansa aia, băi, că este cu deliverance-ul. Și apoi să mă pot ridica singură de la pământ. Sincer, mi se pare mai mult decât genial. Bine, acum nu știu sigur dacă Unbreakable-ul funcționează ca și înainte, dar sper la ce mai bine, sincer. Ok, fight, eu o să te las să faci generatorul. Vreau să văd dacă ea campează. Era în spatele meu, nu cred. Oh my god, era în spatele meu. Era în spatele meu. Era în spatele meu și m-am dus unde nu trebuia. Dwight! Dwight, de ce nu m-ai ajutat deloc? Oh my god. Oh, what? Lumea se vede diferit. Wow. Ah, de ce mai e de pe jos? Ok, să vedem de Decisive Strike. Nu cred, trebuie să-i dau wiggle. Ah, stați, că nu sunt eu obsesia, în primul rând. Oh my god, Decisive Strike, ok, înțeles. Sunt o mec mică și drăguță pusă pe click. Și mă campează iepurai calea greu. Nu știu unde ai, dar știu că mă campează, o simt. Ah, hai, du-te după ei, nu mai stai după mine. Stai, că nu funcționează așa deliverance-ul. Oh, nu. Ce-am făcut?
survivori. De ce suntem doar 3? Era unul care stă degeaba acolo. Ok, am înțeles. Ei, bună, sunt Tsuka și am nevoie de ajutor. Mai rapid vă rog frumos la mine. Când vă prinde proaica? Hai, hai, alergați! Cutupeu, 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 hai că mor! Hai că mor! Și mai bine nu mor acum, zic și eu. Nu neapărat că vreau puncte, nu mă interesează punctele, am destule. Am puncte în sine, știi? Mulțumim, mai. Te pup? N-ai de gând să-mi dai hem? Am înțeles. Ce chitru. Ok, bine, hai să vedem cazul acesta. Ne folosim o parte din make-it pentru că n-am altă șansă. Și am uitat complet cum funcționează de diferență. Oh my god, deci nu pot să cred. Dacă n-ar campa, cred că ăsta ar fi un loc mai bun pentru toată lumea. Dar ideea e că ea campază că nu știe unde se ducă. Sau ce puțin așa am realizat eu. Ce am impresia că tot la mine o să vină. Ok, sparge generatorul. Merge pe partea aia. Cu voi moare lumea de foame. Cu voi moare lumea de foame, măi. Hai, salvați-o odată, salvați-o odată, că o țin eu aici. Așa, crezi că nu te văd. Iu. Alo, ați salvat? Așa, bravo. Bravo. Wow, mami. M-a speriat. Ok. L-a prins pe cine? Nu văd pe cine a prins. What? A dat abandon. Nu se face așa ceva. Nu cred. Mai oricât de grele ar fi timpurile pe jocul ăsta, nu dați abandon, vă rog eu. Băi, ești dispus să merg cu killerul și să mor eu pentru voi, dar nu dați abandon. Oh my god, this is so sad. M-a văzut. Ce ochi are, nebună. Dar e proaică, vede bine. Îmi place cum țintește, două. Ia să vedem pe ce parte vine. De pe stânga. Aha. Bye! Have a great day! Wow! Ești nebun! Ești nebun! Oh, ăla, stai că nu-i bine. Stai că nu-i bine. Upi, upsi. Ap! N-am văzut-o! Ai, vă rog eu, faceți generatoare și siți meciul ăsta că v-am ținut eu proiecta pe mine. Vă rog eu, vă rog eu, faceți-vă generatoarele, vă rog eu. Nu cred că o să le facă, sincer. Cred că sunt, da, sunt o cauză pierdută. Ok, nu. Și uite așa, oameni buni. Nu te bazezi pe survivor. Ok, vreau să știu cu ce mi-am luat țeapă totuși. Cu challenge-ul ăsta. Că, practic, eu știam că Deliverance face o treabă. Dar mă închidată vreau să-l prinde. Maaa, nu-i cred, fac generatoare la oamenii. Vai. Lăsa-o ascunși. Măi, normal. Nu vreau să fiu hater, bine? Nu-mi place să fac chestia, asta nu a plăcut niciodată. Nu vreau să fiu hater pentru că sunt prea conștientă că nu mă joc eu super wow dot bările, dar ideea este, bă, am 6000 de puncte bonus. Nice. This is pretty good, chiar nici nu-mi pasă că am pierdut itemul. Dar am așa o curiozitate din tot sufletul meu. Dacă în momentul în care eu mă joc cu Meg, da? Care are sute de mii de meciuri jucate, că până la urmă ajung la foarte multe ore pe care le-am făcut pe Steam. Cine mare lista de prieteni pe Steam știe foarte bine.
Mai, normal, matchmaking-ul ăsta n-ar fi trebuit să se facă astfel încât să îmi dea mie playeri care au jucat la fel de mult ca și mine pe caractere respective. Nu zic de proiect, proiect a fost ok, adică dădea cât de cât ok cu toporul. Îi plăcea să țintească, cred că e sniper, a fost sniper la viața ei. Aoleu, ce rumit ai fost? E bun. Așa, dar, măi, nu știu, nu mi se pare în regulă, nu mi se pare în regulă deloc. Mă bucur totuși într-un fel că s-a dus în basement și a salvat, dar ajungem mai degrabă în basement înainte. Anyways, asta a fost o chestie bună, nu spun. Dacă te-a stat pe cârlig și proaica era după altul și era evident din cealaltă parte a mapei, nu. Nu, nu. Ok, revenim, vreau să văd totuși ce mai multă țeapă. Aha. Aha. Parcul meu s-a activat pe momentul în care salvam pe cineva de pe hook. Deci, practic, ar fi fost useless. Oh my god. Well, pot să numesc chestia asta un fail. Ok, pot să numesc challenge-ul ăsta un fail din partea mea. Până și atunci când m-am jucat cu lanterna a fost mai ok. Deci nu pot să cred, totuși mi-a fost foarte dor să folosesc Unbreakable-ul. Mi s-a părut genial, genial, genial. Alertul de asemenea a fost foarte useful pentru că eu proiect că practic spărgea palete și știam pe unde se duce. Și Decisive Strike totuși n-am înțeles nici acum cum funcționează pentru că s-au schimbat atât de multe chestii la el, încât acum pentru mine total e gen ceață, ceață! Pentru că și că a fost o schimbare fixă, m-am lăsat de joc. Ok, din momentul în care Oh, din momentul în care am fost luată de pe hook, să am reușit să mă scap singură de pe hook, Decisive Strike-ul devine valabil pentru 60 de secunde. Ok, și în timp ce Decisive Strike e activ, pe atunci, dacă mă prinde killer-ul, îi dau stun de 5 secunde. Da, am înțeles. Deci acum nu mai e cum era înainte, sau dacă nu mă înșel din celelalte meta-uri, când efectiv tu erai obsesia, tu puteai să folosești Decisive Strike-ul. Ok. Sau poate a fost așa de la bun început, doar că eu nu am acordat foarte multă atenție asupra lui, având în vedere că nici nu-mi place să-l folosesc. Totuși, a fost interesant, a fost o experiență faină. Îmi pare rău că nu am apucat să folosesc practic două porguri pe care le am la potențial lor maxim. Asta este. Îmi pare rău, dar da, puteți să dați acum așa hashtag fail în comentarii. Eu vă invit și de asemenea să nu uitați să lăsați challenge-uri în continuare pentru această serie. Eu am fost totuși Suca, vă pup pe toți cu mare drag și pe următorul video vă rog frumos să stați bine, sănătoși, să aveți mare grijă de voi pentru că eu vă iubesc pe toți. Vă pup pe toți, dragii mei, și mua!